Miața DVL-ilor, acum plecăm să montăm piesele pentru evacuare. Avem downpipe-ul, finala și tipsurile de la Krapovic. Mergem să facem un cold start, pentru că acum nu mai am finala la mașină și stau de oribil de tare. Hai încoace să prezentăm un pic evacuarea. Acolo avem evacuarea veche, finala de la Turbo Works. Downpipe-ul frumos. Și tipsurile de la Krapovic, deci astea mi se par piesa de rezistență la această modificare. Și această plasă frumoasă de la Kaufland, dacă puteți o priviți cât de frumoasă e. Are un pic o fentă. Și să privim un pic cold start. Ia să vedem. La jumătate. Acum urmează să facem secțiunea între și să ne ocupăm de spate. Perfect. Deci mai puțin și e gata. Abia așa să vă final. Încă puțin, jumătate. Deci aici o să vină finala, pac pac, și cu ieșirea de 4 ieșiri. Tipsurile le-a pus pe masa de lucru. Pac. Salutare de veleilor. Am ajuns la Kronstadt Motorrad și mai e ceva pe lângă, dar e cam complicat. Am venit să luăm mașina pentru că este gata evacuarea. Acum trebuie să intrăm, încă n-am intrat, nu știu despre ce e vorba, dacă e gata mașina, dacă nu. Urmează să vorbim cu Remus Mușat, cel care a făcut proiectul acesta, să vedem ce modificări a adus la mașină, ce performanță va avea mașina după această modificare. Și eu zic să intrăm și pe urmă să vorbim mai multe, pentru că e cam frig, deci hai nou. Remus mai are un pic de muncă la finală. A montat prima parte a țevii. Deci îmi place foarte tare că aici a făcut din nou o bară custom. A dat catalizatorul ăsta micuț jos. Mai are de pus finala și să facem probele, dacă merge sau nu. Asta este mufa care va decupla clapeta. Și a venit și domnul inspector, șef. Dar o să apară pe vlogul celălalt, nu pe ăsta. Zi, memesule! Deci e un pic diferența tipsul vechi, nu? Și doar e cât jumate. E jumate cât tipsul, cât un tips nou. Am venit un pic să facem un spoiler aici, să dăm un spoiler. Cam asta e evacuarea, cu tot cu clapetă. Uite un pic, bosule, de 7.6. Deci că e burlan, nici nemul. Vrei să te mint? Asta este evacuarea, tipsurile la Krapovic, un pic cam mari. Fac băieți un pic mișto de mine că sunt niște burlane. Am pus și clapeta, finala de la Turbo Works și acum trebuie montată pe mașinuță. Hai să vedem după ce e gata. Și cu tampoane și se moară până pe bombă. Mi-am luat M4, tazule. Wannabe. Asta o să fie look M4. Mai trebuie bara față de M4 și aia e. Evacuarea a fost montată. Acum facem un mic review la ea. Deci aceasta este în prima îmbinătură. V-am arătat aici în spate, frumos. Deci evacuarea acum este montată. Și urmează să o dăm jos, să vedem cum se aude noua evacuare. Cel care ne-a făcut noua evacuare, să ne spună procesul evacuării, cât timp a durat un astfel de proiect și, nu știu, cum te poate găsi, unde te poate găsi. Ok, pe mașină s-a montat o finală în formă de T, caroseria permite montarea unei finale transversale. Deci, intrare și ieșire pe 76, s-a reținut și, mă rog, s-a montat la alegerea clientului, inclusiv clapeta de bypass. Deci ca să, când e pe eco și pe confort, să nu se audă teoretic chiar, da, să nu ne curuie capul mașina, să zicem așa. Perfect. Okay. S-au folosit punctele de montaj OE,
s-au adăugat puncte de montaj chiar în spatele clipsilor, nu știu dacă sunt vizibile sau nu, astfel încât spațiul fiind destul de mic, să evităm pe cât posibil vibrația tipsilor și atingerea lor în bar. Știu că la F10-le pe care aveam înainte, juca bara aia într-un mare fel da, și... în acest moment nu e cazul, pentru că montajul este destul de ferm. Da, deci nu o să am astfel de probleme. Ce să zic, asta este evacuarea, se aude bomba, văd și un cold start cum cât de tare se aude. Remus, mulțumesc din suflet. Mare plăcere. Și unde te pot găsi oamenii? Ca să... Pe Instagram, în primul rând, și aici pe Cariera 160. Bun, deci pe Instagram, care este contul de Instagram? Kronstadt Motor & Werke. Deci o să las oricum în descriere contul, așa că apelați cu încredere, vedeți ce a ieșit. Da.